Bă, bună dimineața vorbitorilor de limbă, română. Tocmai ce am avut o discuție cu unul din membrii mei, mă rog, membrii mei, nu erau ai mei, pe un site. A venit, el vrea să pun cu vorbit murdar. Și a trebuit să stau să-i explic, adică dirty talk, ca voi să înțelegeți, cât și, mă rog, vorbitorilor de limbă engleză, de limbă română, care lucrează în industria gaming. Că despre asta este vorba. A venit omul și mi-a zis care este diferența între vorbitul murdar, adică dirty talk, și vorbitul ciudat, adică kinky ori queer. E unul foarte simplu. Vorbitul murdar ține de heterosexualitate, ține de heterosexualitate, de lesbianism, de bisexualitate și probabil de transexualitate în condițiile în care este vorba despre o persoană care nu a făcut tranziția complet. Adică, probabil că este un bărbat care are acum doar țâțe și și-a păstrat penisul și o altă persoană care nu contează de ce este atrasă, de țâțele acelei persoane sau de penisul acelei persoane, da? Acela este dirty talk. Da? În momentul în care sau dacă este o persoană care se identifică drept, nu știu, i-a fost bărbat și a fost femeie și acum are doar, n-are nici țâțe, n-are nimic, dar are constituția unui bărbat, mă rog, și-a scos țâțele, dar are vaginul în călare. Da? Și tu vrei să ai o conversație de dirty cu acea persoană, adică murdar. Despre genitalele acestui om, vorbitul murdar reprezintă că tu îți spune ce îi face tu lui cu genitalele tale sau nu. Omul a vrut strapon. Deci a dat un tips pentru strapon, ceea ce înseamnă un harnașament cu un dildo. Eu nu am o deviație mentală să mă consider bărbat, deși foarte mulți își doresc asta. Eu aparțin comunității autiste, da? M-am născut cu un retard comportamental, da? Eu am un retard comportamental, nu am, de aceea aparțin sunt disabled, sunt o persoană cu dezabilități din punct de vedere al societății, pentru că vezi tu, Doamne, eu nu am comportament. Și că în momentul în care tu insiști să socializezi cu mine, dacă nu înțelegi frumos că între noi există doar bună ziua și la revedere și tu insiști ca eu să fac ce vrei tu, o să încep. Băga mi-aș pula, scotea mea așa, aia a futut Dumnezeu mătii, morții mătii, Dumnezeu mătii, cruci Dumnezeu și toate celelalte. Da? Pentru că chiar nu se merită să mă rănesc pe mine. Nu am ajuns. Am ajuns la un nivel în care mă respect atât de mult pe mine și îmi respect atât de mult corpul, încât, da, asta este, ca să nu vă omor, iau o sticlă de vodcă, mi-a prins o țigară, știți? Da, văd cum se stâmpiți. Așa. O să veni și să zic, pui strapul. Nu e, boss. Vrei să-ți vorbesc? Îți vorbesc vorbit kinky. Pentru că eu sunt dominatoare. Când pun straponul pe mine și tu vrei, eu aparțin comunității queer. Eu sunt suportiv, eu te înțeleg că vrei să-ți place cum arată straponul. Este direct drept, nu trebuie să mai muncesc să fie, adică este hard din start. Da? Eu chiar te înțeleg că ai nevoie de o jucărie, chiar îți doresc că vrei să o sugi sau că vrei să te fut cu ea în cur. Dar acela nu este vorbit murdar, este vorbit kinky. Pentru că asta se întâmplă într-un environment, orice obiect care nu este al meu, care nu este al persoanei respective, care nu aparține sexualității sale, nu s-a născut. Eu m-am născut cu penis. Eu când pun straponul, dar este o jucărie. Toată lumea care are jucării, ei în momentul respectiv fac un queer sex. Da? Este un kinky play, ca să știți. Da? Voi în secunda următoare